BNR precizează că nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la siguranța depozitelor populației și firmelor păstrate în băncile din România, după ce premierul Mihai Tudose a declarat luni că este dator să spună românilor care sunt băncile unde există pericol să-și țină banii în depozite. BNR precizează că supraveghează băncile din punct de vedere prudențial, nu fiscal. Când o bancă înregistrează pierderi care conduc la deteriorarea indicatorilor de prudență, obligația BNR este să le ceară băncilor aport de capital pentru a duce indicatorii de solvabilitate și lichiditate la niveluri care să asigure buna funcționare a băncii și siguranța depozitelor populației și firmelor. Altfel spus, BNR asigură populația că sectorul bancar din România este solid și lichid. Din datele prezentate rezultă că nu există niciun motiv de îngrijorare cu privire la siguranța depozitelor populației și firmelor păstrate în băncile din România, se arată în comunicatul instituției.